și abia așteptăm, da? Să stăm la soare. E, unii dintre noi nu prea folosim aceste creme cu protecție. Unii le folosesc poate în exces, aplicând strat peste strat peste strat cu ideea că, mamă, protecția o să fie de 100 de ori mai mare. Cum trebuie să procedăm, doamna doctor? Cel mai bine este ca fotoprotecția, cremele cu factori de protecție, să le folosim tot timpul anului. Eu personal folosesc în tot timpul anului, da? Să știți că razele ultraviolete trec și prin nori, chiar dacă plouă astăzi. Exact. Razele ultraviolete tot ne afectează, mai mult sau mai puțin. Și mersul pe jos sau cu mașina are anumite efecte în timp, nu imediat. Uh-huh. Da? Uh-huh. Se consideră crema cu factor de protecție a fi cel mai bun antirid, cea mai bună crema antirid, da? Și nu numai. Soarele, prin radiațiile UVA și UVB, au efect atât de îmbătrânire, cât și efect de inducerea cancerilor cutanate și alergiilor solare. De aceea, este bine să ne alegem crema cu factor de protecție în funcție de tipul de ten. Dacă avem un ten sensibil, putem să alegem o cremă pentru ten sensibil. Dacă avem un ten uscat, să folosim cremă. Dacă avem un ten seboreic, un ten gras cu acnee, putem să folosim emulsie sau fluid sau spray. Există o gamă variată de produse. De asemenea, copiii ar trebui să nu fie expuși sub 6 luni în niciun caz. Cremele cu factor fiind creme adecvate pentru gama pediatrică, pentru copii, fiind indicate după vârsta de 6 luni. Cel mai bine este ca pielea copiilor să nu fie expusă chiar înainte de 2 ani, întrucât până la vârsta de 2 ani nu este complet dezvoltată. Uh-huh. Și atunci apar riscuri. Exact. În funcție de patologie, de exemplu, dacă avem lupus sau acnee sau melasmă, noi trebuie să folosim tot timpul anului creme cu factor 50+. Pentru o persoană cu un ten normal, dacă nu vrea să se bronzeze, poate să folosească o cremă cu un factor de minim 30. Ele trebuie adaptate în funcție de patologie, de vârstă, de tipul de ten, da? De alte probleme dermatologice. O persoană care este diagnosticată cu melanom sau cu acel tip de cancer de piele benign, da? Carcinomul. Se poate expune la soare? Trebuie să acopere acea zonă? Cum trebuie să procedeze? Cel mai bine este să nu se expună la soare în mod direct, iar, dar expunerea la soare oricum o facem, chiar și mergând pe afară, da, pe jos sau cu mașina, indiferent dacă este vară sau iarnă. Aceste persoane folosesc creme cu factor 50+, pe toată perioada anului. Trebuie să nu uităm că aceste creme au nevoie de minim 15 minute pentru a intra în acțiune, deci ele trebuie aplicate cu 15 minute înainte de a ieși din casă și se reaplică la fiecare 2 ore sau ori de câte ori intrăm în apa mării, a piscinei, transpirăm puțin mai mult, da? Ele trebuie reaplicate. Bun. De asemenea, contează și cantitatea de cremă pe care o aplicăm, întrucât pe o față sau pe un braț, antebraț, ar trebui aplicat lungimea unei falange de cremă. Da? Uh-huh. De asemenea, pe un corp a unui adult ar trebui aplicat o cantitate aproximativă de 30 de grame, adică o lingură de cremă, ceea ce este destul de multă. Cam cât ar intra în podul palmei, da? Exact, da. Bun, deci aplicăm nu cu zgârcenie, ci punem o cantitate cât destul să simțim de la mână că a acoperit. Și să nu uităm de buze, da? Să nu uităm de urechi, da? Să nu uităm de tălpi, da? Da. Iar și la bărbați de scalp. Da, mai ales în cazul calviției.
Exact. Da? Deci bărbații cu calviție ar trebui să aplice această inclusiv la nivelul cremă cu protecție scalpului. În fiecare zi, da? Exact. Și știți ce am mai observat, doamna doctor, că odată cu apariția razelor solare foarte puternice pe perioada verii, în momentul în care conducem, da, stăm multe ore la volan, brațul acesta și obrazul este da, la fel. Suferă da. Arsuri, da? Da, da, și da. Sunt unele cazuri în care apare acea mâncărime de la razele soarelui. Da, este ce o alergie, este o erupție polimorfă la lumină de obicei. Așa. Sau o alergie solară. Așa. Ea poate fi prevenită prin folosirea acestor creme. Da, da. Există și creme speciale pentru persoanele cu alergii. Punem în portieră solare. Crema. Exact. Așa. Și ne dăm acasă, prima Așa. Dată acasă. Așa. Da? Și apoi la serviciu, înainte de a pleca din nou, putem Bun. Să o reaplicăm. Există și variante de spray, care poate și e și mai sunt răcoritor. Mai ușor de aplicat. Da. De asemenea, există variante de creme care sunt puțin colorate, care să, ca să nu mai aplicăm și fondul de ten, de ten. În anumite da. Situații, da. Pentru a nu încărca și mai mult tenul. Un alt lucru pe care aș vrea să-l menționez este acela că SPF-ul nu se acumulează ca și așa, adică dacă aplicăm dacă de 5 ori, de nu înseamnă că e 30 factori de protecție ori 5. Cremă cu 30 plus așa. Și peste ea un fond de ten cu 15 da. Sau 20 SPF, atunci SPF-ul nu este de 45 sau 50. Bun. Da. Bun. Mă și bucur că am clarificat și acest aspect. Pentru că, da, sunt situații în care spui, ok, loțiunea de corp are 30% factor de protecție, dacă mai aplic și spray-ul ăsta deasupra de încă 30, am 60 factor la sută protecție. Nu e așa, nu da? Nu este așa. Iar un lucru la care ar trebui să ne uităm pe toate produsele de fotoprotecție este să vedem atât SPF-ul, care ne indică protecția față de razele UVB, da, dar și protecția față de razele UVA. De asemenea, persoanele care stau foarte mult la calculator au nevoie de protecție pentru lumina albastră. Da? Sunt anumite produse pe care este exact. Sunt anumite Așa. Produse pe care este specificat pe etichetă că protejează și împotriva luminei albastre. În timp, lumina albastră poate să ducă la apariția de pigmentări, mai ales. Bun. Expunerea, da, excesivă la soare poate modifica și pigmentarea pielii de pe față, de pe membrele superioare, acele pete care apar la femei. Da, pot este. Fi produse și de soare sau sunt doar datorită vârstei pe parte hormonală? Cum e? Nu, aceste pete care apar mai ales la femei, dar nu numai, sunt și bărbați numai, care și la bărbați. Dezvoltă da. Aceste pete, sunt în mare parte datorate expunerii la soare și arsurilor solare, dar și a expunerilor la soare de-a lungul anilor. Da. Nu este suficient că nu ne mai expunem de 2-3 ani la soare, da? Dar noi ne-am expus la soare și în copilărie sau exact. În timp și aceste informații rămân cantonate la nivelul celulelor și la un moment dat putem să dezvoltăm acea melasmă sau anumite hiperpigmentări. Mai deranjante sunt la nivelul feței, dar nu numai, și la nivelul brațelor sau a membrelor inferioare. Bun. Mai scăpăm de acele pete sau odată apărute, ele rămân? Ele se pot trata, dar Bun. Nu se pot trata chiar într-o proporție de 100%.